Patricione! Da, ciao, ciao! Spune-ne în ce stadiu este rețeta, e foarte foame. Bine. Foarte foame. Bine, le-am pus un pic la cuptor, ai văzut, da? Erau umplute, le-am gratinate câteva minute, acum am sos de roșigate, roșișerii, spaghetii sunt aproape gata și smoothie în 5 minute. Asta o să fie pauza, să pauză. Da? Se bubuie, se bubuie. Exact așa ar trebui să fie și sloganul. Smoothie 5 minute. Smoothie 5 minute. Și aici la dragii noștri care muncesc. Băi, se completează Georgiana și Rares. Da, ce greu e. A transpirat Rares de cât a dat telefoane să întrebe cum e rețeta. Era pe pauză cu 5 secunde. Înainte, nu spunem acum, cu ce trebuie să pun. Cum merge, dragilor? Astăzi voi faceți dofenit. Uite, a făcut îngroșala Rares. Aici lapte deci, cu... Acum, deci fii atent la ce mi-a făcut bună facultatea. Stomatologia. Acum mi-am dat seama. Îți dai seama, pe vremuri se făceau amprentele cu gips. Da. Și gipsul, deci ea făcea gips și chiar făceam gipsul chiar foarte bine la mine în an. Se numea că aveai mâine de aur, sau mai știu cum se numea. Deci trebuia să presar, să-l faci, să-l duci exact la nivelul optim, de a-l băga în gură, să nu fie nici tare, nici moale, să nu fie. Și acum, prima dată, tot fac. Uite, am folosit și o strecur... Unde? Stai să arăt. O strecurătoare. Deci, atent, deci dacă mi-o și din prima, luam strecurătoarea ca să iasă... Da. Nici n-am deci, să fie atât de migălos. Ca să-mi iasă cocoloșii, am turnat din un altul și am dat prin sită. Și au rămas acolo toate cu culoașele. Perfect. Asta mi-am dat seama că e faptul trebuie să te presar făina, să mestești constant, să faci să. Și mi-am dat seama că de fapt nu e gips acolo. Să te cu emoții, așteptai finalul de smutământul. Vezi la ce mi-a făcut bună școala. Foarte bună, uite, te-a ajutat. Să fac îngroșoare la tocăniță. Arată bine, carnea este deja fiartă. E fiartă, eu zic că e fiartă. După ochiul meu. Lasă să fie tot. Și eu stau pe lângă Patrick. Abia aștept să facem și mămăligă. E ca la Patrick. Deci, să mai facem și o mămăligă. Facem o mămăligă? Să vezi după ce punem îngroșoarea asta peste... Nu, hai să punem îngroșoarea. Hai să punem, să vedem cum iese. Hai că sunt foarte curioasă. Nu știm nici noi, vedem. Momentul adevărului. Să vezi ce o să fie în fiare. Turnăm câte un pic, dar ca să nu îngroșăm prea tare. Georgiana Lobo, ce-a făcut în platou la dimineața cu noi. Uitați aici, păcat că nu avem o dronă. Toate dragi spectatori, să vedeți aici. Da, cum avem o mobilă. Andrei, dacă putem merge să filmăm direct de aproape, domne. Ce se face acolo? Să știți că eu am fost astăzi ajutor de bucătar, da? Da, dar ai fost și PR-ul. Da, da, soțul meu îi se datorează tot. Deși soțul este managerul, corect? Păcate, nu simțiți, s-o aburi camera. Ai, așa, toarnă iubire, toarnă iubire, așa. Toarnă iubire. Și acasă și în carieră, la fel, ea vorbește și tu faci? Toarnă îngroșala. Nu, că e invers în carieră, el îmi zice și eu fac. Ușor, uite deja, să vezi, că punem patrunjel și tot și mai dăm un pic de condiment. După ce mai fierbe un pic, ce mai îngroaș. Ideea e când faci ceva cu suflet, iese. Mai amestecă, iubire. Și așa mai departe, da. Mai ales că voi v-ați completat, dar n-a fost unul. Nu facem figuri. N-avem cum să facem figuri, că nici unul nu știm. Ce figuri să facem? Păi și acasă cine? Cine apucă? Dar noi stăm foarte rar acasă. De asta poate oamenii o să se uite la noi să zică, mă, ăștia chiar, cum își cresc copiii așa? Deci acasă știi cum facem? Ce avem în frigider, ce cumpărăm, cu aia facem? Da, și bunicii ne așteaptă cu mâncare, săraci, abia așteaptă să ajungem pe la ei pe acasă, știi? Adică părinții nu știu. Și care e mâncarea voastră preferată? Mie îmi plac foarte mult pastele. Pastele, o stropelă de pui, ciorbele, supa de găine preferata mea. Adică supa de tăiețe. Da, sarmalele. Și taticule, ai venit așa mărind. Vreau uite să te rog să iei să iei frumos paleta și să învârzi la ea. Hai. Învârte. Iar voi, Rares, Georgiana, veniți cu mine, vă rog. Lasă, nu mai faceți curat. Lasă, Georgiana, că face George, că de-aia îl plătim. Vreau să mergeți frumos pe canapea. Doamne, Rares și Georgiana Lobonț au un test de trecut astăzi. Lasă. Așa, testul de părințeală. De părințeală? Rares, o să te rog pe tine așa, să stai acolo. Ai o mapă, ai un pix, tu folosești mapa, nu trebuie să vadă Georgiana ce scrii. Ah, bun, perfect. Da? Așa. Okay. Și noi l-am numit simplul testul de părințeală. Să vedem cât de bine... Sunt între noi, mami. Cât de bine vă cunoașteți copiii și cât de bine vă cunoașteți unul pe celălalt. Fiți atenți. Prima întrebare. Care a fost primul cuvânt pe care l-au spus... Nu, hai să spunem pe care l-a spus Eddie, că e aici. Tu nu ai voie să vorbești momentan, deci primul cuvânt
pe care l-a spus Evi. După logică, frumos, elegant, să câștigăm. Da? Georgiana, răspunsul tău este? Mama. Bine! Mama! Bine! Mama a scris și rare. Mama a zis prima dată. Și a venit Irinu, că a făcut. Mergem mai departe. Ce carte au vrut copiii să le fie citită la nesfârșit când erau mici? Stai, nu răspunde momentan. Cred că Edi, dacă a vrut să-i se citească vreo carte. Zi realitatea, mai bine, din start. Da, cartea. Ei sunt obișnuiți cu filmele. Bun. Le punem desene pe Netflix și le place foarte mult desenul ăla cu câinele okay, și poți cu... să dai răspunsul. Da. Era vorba de carte. Niciuna. Niciuna. Da, nu au răbdare să stea să le citesc. Foarte bine, genial. Sinceră. Asta, bun. Care este personajul de desen animat favorit al copiilor? Știi, da. Ia să vedem. La Eddie. Întâi trebuie să întâi, da. La Eddie. În momentul actual, da? Da. Sonic. Oh! Sonic, bine! Bravo! Sonic, ce bine, excelent! Ce talent secret are Eddie? Secret. Stai, trebuie să scrie întâi rare. Da, gata, știu. Acum l-am descoperit și eu. Păi dacă e secret, nu? Ia exact. Să vedem. Zi. Hai. Asta cu raliu. No, bun, și-am dat-o pe România și să potrivească la orice șoferia. Bravo! Raliu, că e macadam, că e altceva. Bravo, șoferia. Ok. Care este super eroul preferat al lui Edward? Erou? Sonic, auzi. Sonic, no, am mai răspuns o dată. Te-ai lovit acolo? Te-ai lovit sau te-a mușcat în țarul? S-a lovit acum. O petricică. Doar, nu, o petricică. O iubirea mea. Asta e bine că nu plângi. Fii mea acum era... Care este jocul favorit al lui Eddie? Da, care îl știe tata. Jocul favorit. Uitați-vă la George. Asta e că am trecut sport. Sport, da. Ala mai bine, ăla. Mersul cu ATV-ul. Mersul cu ATV-ul. Dacă ai scris. Păi sport, nu ăla e sport. Basket. Exact. Basket. Exact. Basket. Da. Acum de joc din nu știu să... Basket. Pentru că l-a văzut pe rare. Că l-am dus la basket și el numai basket. Ce vede că face tati, aia vrea să facă și el. Cine și când a spus ultima oară în relația voastră te iubesc? Nu vorbi. Domnul Rare, scrieți. Abia de aici. Eu trec numai cine, că nu mai știu. Cine, da. Cine? Să zic? Mm-hmm. El. Nu, aici soția e. Băi, zici atât de mult. V-am spus că aici începe treaba. Și-am spus că eu, deci înseamnă că... Care este felul de mâncare? Care este felul de mâncare preferat al Georgianei? Nu scrie, nu spune, tu scrie. Așa, deci care este felul de mâncare preferat al Georgianei? Ia să vedem. Georgiana? Pastele și supa de tete. Paste, da. Paste, băi, da. Da. Care este mâncarea pe care nu o suportă Edward? Ce nu-ți place? Nu, ce nu-ți place? Ce nu-ți place? Trebuie să aflăm în exclusivitate. Dar nu trebuie să-l întrebi, trebuie să scrii. Dar nu știu. A, mănâncă orice? Ha, bă, da, dar nu te scrie. Dau ceva și nu mănâncă. Uite, s-o scris pe picior. Foarte bine, tata. Nu cred. Ia ridică-te să-i vadă lumea ce ai făcut Edi, aici. Edi, spune-ne, te rog, ce nu-ți place să mănânci? Uite, uite cum s-a scris. Cred că trebuie să gândească să zică ceva așa. Ce nu-ți place? Ok, deci, bun, ai mănâncă orice. Care este desertul favorit al lui Edward? Primim amendă. Desertul favorit. Pe cum? Nu știi, că nu se procește de la treaba. Așa. Să încerci și pe față. Mai ai doar pe față să-ți mai scrii. L-am luat eu pixul. Spune, Georgiana. Înghețată. No, desert înghețată. Înghețată, băi? Frază, nu se poate așa. Nu, nu, e clar. Noi prindem cu nimic la întrebările astea. Îmi cer scuze, trecem la întrebări mai dificile. Deci stai să dau și eu foaia, că văd că mi s-o umplu deja. Eduard! Eduard, vină lângă mine, te rog. Du-te lângă mine. Vină aici lângă mine. Așa, să facem aici jocul, să câștigăm, așa. Tu poți să fii sincer? Sincer, da? Ba. Adică cine sincer înseamnă tata să răspunzi la întrebare. Să răspunzi la întrebare? Cum îți vine? Cum îți vine? Cine se trezește mai târziu dintre mami și tati? Eu pe Ivy.
Bravo, tată, dar cel mai deștept răspuns. Bravo. Acum că ești copil, să pune. Nu, nu, poți să rămâi aici, doar că abia ne-am obișnuit. Acolo să mai răspund, auzi, trebuie să te mai întrebi ceva. Ați văzut ce sincerezi copiii, nu ne dau de gol. Cine are mai multă răbdare? Adică cine te ceartă mai des, mami sau tati? Tati și mami te ceartă. Mă. Mai multă răbdare au bunicii, nu? Bravo. Bravo, tata. Ridică-te să te mai întreb. Microfon. Ține tu microfonul în mână, tata. Ține tu, uite așa. Așa, bravo. Bravo. Și îl ții la guriță când vorbești. Unde lucrează părinții? Ce muncește mama? Ce e? Spune dar spune la microfon, te rog. Ca și spune la microfon. Dacă îl țin eu. Ce e? Cântăreață. Cântăreață e mami. Și tati ce muncește? Bănuți. Bănuți, bravo. Se pare corect. Tati muncește bănuți pentru că el negociază. El în casează. Așa, tata, se răspunde. Nu greșit. Mai stai acolo că te întreabă și se răspunde așa. Care sunt florile preferate ale lui mami? Ce floare îi place? Îmi place aia roz. Aia roz. Roz să fie dacă e trandafir merge, bravo. Bravo. Așa. Unde a fost cea mai frumoasă vacanță a familiei? În Egipt. În Egipt ți-a plăcut cel mai mult. Bravo. Dacă vă zic urechii, nu e bine că în Egipt, scăpat, Doamne, frate. Cum îi cheamă pe vecini? Păi doamna aia am văzut, cum o cheamă pe doamna? Pe fetiță, pe vecină, cum o cheamă? Ai a, pe vecine, pe prietena ta, peste gard, cum o cheamă? Ileana. Ariana. Dragii mei, Ariana. Revenind după pauză, mai avem câteva întrebări pe care o să îi le punem lui Eduard și bineînțeles și cântăm alături de Georgiana Lobonț, iar tati o să facă bani. Ca așa a făcut toată viața, imediat după pauză.